Se afundă zi de zi într-o hrubă a deșertăciunii, unde frigul, foamea și disperarea îl macină. Bolnav, flămând și sărac, un tată din Brăila se zbate pentru copiii săi, să le ofere o șansă la viață. O șansă pe care mama lor le-a smuls-o de mult când a plecat cu altul în străinătate și a zvârlit pe toți în ocna mizeriei. Se pare că în timp ce cei trei copii nevinovați și tatăl lor cer îndurare cerului, mama își vede de viața ei prin cluburile de noapte din Spania. Din calvar, în budoar, așa arată o lume secerată, tranșată în două, dar unite de același sânge, cel de mamă. Două lumi, iad și rai. Ei, copiii, sunt prizonierii sărăciei în iad. Însă, în depărtări, mama ar fi stăpâna plăcerilor. Undeva în Spania, spune soțul ei, Mariana, mama celor trei copii sufocați de mizerie, se pare că și-ar câștiga existența prin cluburile de noapte. Am auzit că umblă de colo-colo, cu unul și cu altul. În timp ce mama se pare că și-ar undui formele în Spania, cei trei copii fac contorsionism. De frig, de foame și de dor de cea care i-a șters parcă de pe fața pământului și parcă și din sufletul ei de mamă. Copiii eu i-am legănat de mici, a plecat dimineață de acasă. Este dor de mama? Da. Cu lacrimi în ochi, soțul femeii și tatăl celor trei copii crede că mama lor ar duce o viață de ochiată. Eu mă chinui copii și ea să mă minte pe mine. De mai bine de 4 ani, mama Mariana i-a dat uitării pe toți. Ce este sufletul dumneavoastră de tată? Suferiți? Mi-e îmi pare foarte rău. Nu mai are grijă de voi? Când ai vorbit ultima dată cu ea? Doar o dată. În 4 ani? De acolo și din Spania m-a sunat. Dar m-a sunat cu număr ascuns ca să nu vadă ăla care a plecat cu ea. Da, așa trăiesc ei. Într-o magazie improvizată de la periferia Brăilei. Un tată bolnav, împreună cu băiețelul de 12 ani și cele două fetițe. Maghernița din lemne, aproape putrezite, stă parcă să cadă peste ei. Se ghemuiesc toți unul lângă altul. Toți copilașii poartă căciulițe, deși sunt înăuntru. Frigul le stăpânește trupșoarele. Au adesea chipurile fără expresie, goale. Da, în cămăruța asta dorm 4 suflete, într-un pat improvizat. Se uită la butelia ascunsă într-o servantă ruptă, ca la o icoană. Carpete care tapetează pereții mai încălzesc un pic încăperea. Frigiderul ține loc doar de decor, iar hrana improvizată se înghite greu. Contrastul dintre viața familiei pe care a lăsat-o și viața actuală pe care ar duce-o femeia pare ucigător. Am sunat-o ca să văd ce gânduri are, dacă mai trimite un ban la copii, dacă și ea zice, mă minte, când trimite mâine, că poimâine. Și până când o să nu mai răspunde la telefon. Fețișoarele puiilor de om sunt triste. Ce-ți dorești să te faci când vei fi mare? Polițist. Tu ce-ți dorești să te faci când vei fi mare? Doctoriță. În grajdul sărăciei, Flăcăul și cele două prințese abandonate de mamă stau cu minți. Uneori se uită la câteva poze îndoite, alteori se joacă și își imaginează că sunt fericiți. Din ce trăiți dumneavoastră? Mă cheamă prietenii mei care mă cunoaște, că am muncit și la blocuri, la subsol, unde am muncit și cu ziua și a început să mă cheme zi de zi, că când are nevoie de mine mă cheamă la treabă și îmi dă piese de astea și le duc la obor, duminica. Mai mi-a dat cu coni de la bloc, mă chema și îmi dădea și eu le spălam și îmbrăcam copii. Ajung banii pe care aveți 3.500.000 pe lună?
Nu prea mi-ajung. Eu n-am mai cumpărat toale de când a plecat nevastă. Mai mergeți și căutați prin containere? Eu adunam fiarii, pâinii pentru vecini, că cumpărau pâine pentru porți. Și piese, fiarii, cupra, lumină, ce găseam. Le duceam să le vând ca să scot un ban pentru copii. Își calcă pe suflet, își șterge lacrima din colțul ochiului și își îngroapă orice urmă de orgoliu, când singura șansă rămâne tomberonul. Nu pentru el, ci pentru copiii lui trebuie să facă asta. Nu cere, nu fură, nu se plânge. Adună, muncește cât poate. Și oricât i-ar fi amarul de amar, tata nu ar renunța niciodată la cei mici, chiar dacă mama copiilor i-ar fi făcut o propunere de necrezut. Este frică că voia copiii. Dar cum? Dacă m-ai chinuit atât timp cu ei, mi-a zis măcar una să-i dau, când dă bani. Că n-am nevoie de banii tăi. Am nevoie să fiu copii lângă mine. Da, a vrut să-i cumpere, de parcă ar fi doar o marfă, nu sânge din sângele ei.